doamna Agafia Jușca, sunt membru a clubului de seniori și fiind într-o familie de țărani, părinții mei țineau multe oi, am deprins foarte multe de la părinți. Ducându-mă la Iedineț, raionul Iedineț, la Trinca, acolo am văzut cum alegeau covarele. Și am hotărât să iau și eu un uzor ca să aleg și eu covor. Am venit la în sat și am rugat pe mama să-mi dea lână, că eu să aleg și eu un covor. Am upărit lână, am descurnuțat-o, am fost cu surorile mele la râu, le-am spalat-o bine, am venit și am ales, s-a uscat, am ales fiecare lână, care mai deschis, care mai închis, care fiecare la, la loc. Și ne-am dus la scărmănătoare. Am scărmănat lână, am venit acasă, mama a tors-o, fiecare lână aparte, eu m-am ocupat cu urzala, să găsesc urzala care pentru covor. Mama mi-a tors lână, am fost la boit lână la bălți, mi-a boit lână în fiecare culoare. Ce mai deschis lână cu culori mai deschise și mai închise, mai închise cu culori mai închise. Verde, negru, catiniu, zișniu, care aparte. Pe, după uzorul care l-am adus de la Trinca. Și mi-a făcut tata a lui statele și ele și le-am pus războiul în care era. Am chemat pe o mătușică aici care alege putea urză, mi-a urzit covorul, ne-am așezat cu surorile și am început a alege. Una dintr-o parte, când scărim, ca să scărești, ca să poată primi florile, ca să trebuie să scărim. Am scărit-o odată, am mers, am țesut-o, am ales de 3-4 ori, mergem pe cealași culoare. Pe urmă schimbam și iar le țesăm și tot așa până am făcut covorul mare și ne-a plăcut și am țesut mai multe feluri, mai multe uzoare, mai multe feluri. Acest covor se numește tureții, margina se numește trandafir, am câmpul este negru și culorile le-am făcut mai deschise ca să fie, să pară mai aprins, mai frumos și mai arătos. L-am țesut undeva într-o lună jumătate și el are undeva vreo 45 de ani. Acest covor se numește podnos. Eu tot pregătind mai înainte de a țesă, eu pregăteam întâi, scotem uzorul pe cambaul. Îl cosăm ghinișor, pe urmă eu ne alegem culorile care trebuie să mie pentru țesut. Și îmbăiem care trebuie să lână. Care mai deschis la culoare închis, care mai întunicat la culoare întunicate. Alegem culorile mai deschise, deoarece ele pe câmp negru și se vadă mai frumos, mai clar care floare este și culoare este. Și florile, dacă sunt mai aprinse, el mai frumos arată și mai bine arată. Acest covor are undeva vreo 50 de ani, 52 de ani, că eram încă tânără și la dânsul m-am învățat ațăsă cu una singură și mi-a ajutat cât puțin mama, că ei tot era dragă, dar nu putea să mă ajut cu el, dar mi-a făcut și altele, dacă eu și demnul m-a după covor, că eu trebuie să ne era dragă. Și l-am țesut tot undeva aproape 2 luni de zile, în timp de iarnă, când era, nu era de lucru pe deal, nu era de lucru pe acasă, mai avea cine faci pe acasă, dar în timp de vară noi avem de lucru care trebuie să-l facem. Eu am țesut mai mult covare, am la nuntă la sora mea, i-am dat covor, la nuntă la nepoată am dat covor, la fiică am dat covor și mai am încă o nepoată care trebuie să-i dau tot încă un covor, el la mine este, e așezat pentru dânsa. Și mă stăruiesc și la tăți să aibă amintiri de la bunica.